Thank you.
bine ați venit, bine ne-am întâlnit. Am vrea doar dorul de frați, dorul de surori, să știți că grupul Ștefan Budă, mă gândeam să începem de la colindul la poartă la Ștefan Budă, aș fi vrut, cu permisiunea doamnei Elena Pinteli, să ne trăiți doamna gazdă care ne primește astăzi aici. Aș vrea să vă spun eu că suntem unicul ansamblu în spațiul românesc care am pornit de la un colind, care spune la poartă la Ștefan Budă, mulți boieri s-au strâns la vorbe. Căci mare luptă ne așteaptă să distrugem hoarda toată. La poartă, la Ștefan Budă, le rule doamnele, la poartă, la Ștefan Budă, mulți boieri s-au strins la această sărbătoare, alături de frații noștri, de prietenii noștri, de neam, împreună. Hei, șanță-ți verde iarbă deas, dar eu venit un dor de acasă, dar eu venit un dor de acasă, ei dorm de timp. Vă salutăm, excelență, să ne trăiți, să salutăm pe domnul ambasador Ioniță, domnul excelență sa, domnul fratele Valeriu Matei, Institutul Cultural Român și toți oaspeții dragi. Și acum, doamna gazdă Elena Pinteli, să ne trăiască și mulțumim pentru invitație. Mulțumesc mult! Excelențele voastre, dragi oaspeți, mulțumim starostelui și comisarului grupului etnofolcloric Ștefan Budă, domnul Tudor Ungureanu și colegilor săi pentru această frumoasă interpretare. Artista al poporului român. Domnul Tudor Ungureanu se consideră un dac viu
și de fiecare dată, împreună cu colegii săi, adună la concerte sute și mii de oameni. Iar sunetul fermecător al buciumului este un semn de bun venit. Deci, dragi oaspeți, bine ați venit la acest eveniment. Excelențele voastre, dragi colegi, dragi oaspeți, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada României, Republica Moldova, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, vă salută la inaugurarea expoziției eveniment Republica Moldova și România, 30 de ani de relații diplomatice. Până atunci, la desfășurarea evenimentului, permiteți-mi să invit oaspeții de onoare acestui eveniment să treacă alături de mine lângă această expoziție. Îl invităm pe domnul Sergiu Proda, Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Excelența sa, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, domnul Vyacheslav Dobândă, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, doamna Ina Albin, consultant principal, Direcția Politică Externă a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Excelența sa, domnul Valeriu Matei, academician, directorul Institutului Cultural Român, domnul Petru Vicol, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și, desigur, alături de noi, la acest eveniment, va fi ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă, domnul Tudor Ungureanu cu colegii săi. Onorată asistență, dragi colegi, dragi prieteni, la începutul anului 90, imediat după declararea independenței Republicii Moldova, după zeci de ani de cenzură sovietică și interzicerea legăturilor cu România, în bibliotecile de Republica Moldova nu existau cărți în limba română cu caractere latine. Singurile volume, noi cei de la Biblioteca Națională știu că se aflau doar în secția de literatură și limbi străine și acolo erau în spații închise, așa numite colecții speciale. Desigur că o parte din cărți erau și la Biblioteca Academiei de Științe, dar iarăși se păstrau în colecții speciale cu acces foarte, foarte limitat pentru public. Iată că deja, către anii 90, odată cu trecerea titulaturii Biblioteca Națională a Republicii Moldova și reorganizarea activității, biblioteca încearcă să și reorganizeze și colecțiile și personal eu cu colegii noștri în anul 1991 am participat la transferarea acelei colecții de carte în limba română din secția limbi străine în sala română, așa o numeam noi pe atunci la Biblioteca Națională. Desigur că a fost o perioadă destul de anevoioasă, dar cu rezultate deosebite pentru noi, dar mai ales pentru utilizatori. S-a început o perioadă când România a ajutat foarte mult Republica Moldova în reorganizarea colecțiilor, formarea colecțiilor naționale și, desigur, că donațiile care au venit în perioada aceea, special anul 1991 de la Guvernul României, au fost considerabile. Pe parcursul a 10 ani, începând cu anul 1992 și până în 2001, însăși Biblioteca Națională a recepționat, dar și a distribuit în bibliotecile publice din țară, peste 1.600.000 de cărți în limba română donate din partea Guvernului României, instituțiilor din România, cât și din partea unor cetățeni. Iată că aceste cărți au fost primele resurse informaționale pentru elevii noștri din școli, liceienii noștri, pentru studenții din cadrul instituțiilor superioare de învățământ, cât și în Biblioteca Națională. Și dacă vorbim despre un volum de carte, atunci chiar se cunoaște și tonajul acestor cărți și a fost un tonaj de peste 360 de tone de carte care au fost aduse pe parcursul acestor 10 ani în Republica Moldova. Și aceste cărți au fost descărcate din mașini, autocamioane voluminoase, descărcate din bibliotecarii de la Biblioteca Națională și mai târziu, pe parcursul anilor, distribuite în bibliotecile noastre. În această perioadă, Biblioteca Națională a Republicii
Republicii Moldova își organizează și semnează mai multe acorduri de colaborare cu biblioteci din România, la început cu biblioteci județene, Octavian Goga de la Cluj, Biblioteca Județeană de la Iași, Biblioteca Județeană de la Galați, dar și alte biblioteci și desigur că pe parcursul acestor ani reușește să semneze 3 acorduri de colaborare cu Biblioteca Națională a României. Aceste acorduri, desigur că au îmbunătățit cooperarea dintre aceste două biblioteci mari naționale, au contribuit la promovarea și valorificarea culturii scrise prin mijloace profesionale specifice în context național și internațional. Desigur că aceste acorduri au prevăzut de fiecare dată schimburi culturale, științifice, profesionale, realizarea de manifestări culturale împreună, susținerea și realizarea de programe de formare profesională, schimb de experiență profesională. În comun cu colegii din România, știți dumneavoastră că am organizat parcursul ultimilor ani și salonul de carte Bookfest. Aceasta este doar un mic istoric al participării, dar și al contribuției bibliotecilor, Guvernul României în îmbunătățirea colecțiilor atât a bibliotecii naționale cât și a bibliotecilor din țară, dar astăzi suntem la un eveniment de sărbătoare și acest eveniment adună în jurul nostru prieteni dragi, parteneri, oameni politici care, pe parcursul a 30 de ani, și-au adus contribuție la dezvoltarea relațiilor bilaterale între Republica Moldova și România și efecte acestei colaborări le simțim noi, în special cei care activăm în domeniul culturii, fiindcă ele sunt considerabile, le-am simțit și le vom simți în continuare. Expoziția de astăzi, pe care o inaugurăm, vine să consemneze 30 de ani de stabilire a relației diplomatice dintre Republica Moldova și România. Și aici venim încă o dată să menționăm că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova după proclamarea acesteia de către primul parlament constituit în urma alegerilor libere și democratice din 27 august 1991. Această expoziție, organizată în parteneriat cu mai multe instituții, are scopul de promovare a relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România pe parcursul a 30 de ani de independență, importanța valorificării spațiului istoric, lingvistic, cultural comun, a parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, prin documente și publicații periodice din colecții bibliotece naționale, care au fost adunate grație bibliotecarilor noștri, grație donatorilor din România. Deci, o parte din carte pe care o regăsiți în expoziție este venită pe diferite căi de la colegii noștri de România și păstrată cu sfințenie în Biblioteca Națională și astăzi noi o punem în valoare. După cum am menționat, această expoziție are o misiune importantă și este formată din două compartimente. Un compartiment este istoric, relațiile Republica Moldova și România ca spațiu istoric, lingvistic și cultural comun. Și aici noi am expus o parte din colecțiile Bibliotecii Naționale care reflectă istoria comună a românilor de pe ambele maluri ale Brutului prin documente și ediții periodice. La fel, veți regăsi în expoziție și o parte din letopisețe, cărți vechi și rare, care demonstrează că suntem un spațiu lingvistic de limbă vorbită, română, avem rădăcini culturale comune și cum este religia, folclorul, datele, tradițiile și obiceiurile poporului român. Desigur că atunci când am conceptualizat această expoziție, ne-am gândit că contribuția României la dezvoltarea parteneriatului strategic între Republica Moldova și România pe parcursul ultimilor 20 de ani este destul de important și atunci împreună cu colegii am gândit să includem documente ce reflectă politica externă și cooperarea bilaterală, experiența României în procesul integrării europene, parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și majoritatea documentelor sunt din cadrul Centrului European de dezvoltare a Bibliotecii Naționale, care păstrează aceste documente. În expoziție veți vedea și unele documente care dețin și QR-coduri, deci puteți citi cu telefoanele mobile QR-codul și intra în resursele noastre informaționale, care le păstrăm pe platforma centrului nostru pro-european de informare și documentare și puteți consulta de la distanță aceste resurse.
Evenimentul de astăzi este tocmai organizat și în contextul celor prevederi ale agendei de dezvoltare anul 2030, atunci când nouă ni se propune să folosim neapărat relațiile de parteneriat, fiindcă astăzi o instituție nu poate zdixa singură și alături de prietenii noștri, cei de la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, care ne vor prezenta astăzi o expoziție fascinantă, parte a patrimoniului nostru, istoricul patrimoniul nostru cultural, astăzi deja care este înregistrat în lista reprezentativă UNESCO. Despre aceasta ne va vorbi domnul director Petru Vicol. Și desigur că o parte din expoziția noastră și din cadrul acestui eveniment este istoria costumului diplomatic românesc, care vine să substantieze caracterul special al relațiilor bilaterale între România și Republica Moldova. Expoziția este constituită pe baza unor documente de arhivă și prezente cu imagini și reglementări ale portului costumului diplomatic, ceremonial și protocolul descris de diplomații români acreditat în Curtea Țarilor Rusiei, în Imperiul Otoman, la Curtea Regală a Marii Britanii, ceremonialul și protocolul republican la o vizită de la 1924 a suveranilor României în Franța, portul costumului diplomatic în perioada interbelică, ceremonial și protocolul de stat în Republica Panilor Polonezi și introducerea generalizată a noilor uniforme civile. Iată că aceasta este o descriere succintă a acestui eveniment și a acestei expoziții. Desigur că la finele evenimentului veți beneficia și de un ghidaj și colegii noștri ne vor ajuta ca să prezentăm această expoziție mai bine. Și acum trecem și vom oferi cuvânt de salut, dar și o frumoasă felicitare din partea fiecăruia. Și îl invităm pe domnul Sergiu Prodan, ministrul Culturii a Republicii Moldova, aici la microfon, pentru a ne felicita și pentru a ne dori un eveniment frumos astăzi. Excelențele voastre, stimați oaspeți, sărbătorim astăzi 30 de ani de relații diplomatice între România și Republica Moldova. Pentru că, de fapt, România a fost prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova și vreau să mulțumesc cu această ocazie pentru acest lucru. Vreau să felicit cu această sărbătoare diplomația românească în persoana excelenței sale, domnului ambasador Ioniță. Vreau să felicit la fel și diplomația Republicii Moldova în persoana secretarului de stat, domnul Dobândă, și pe toți noi cu această remarcabilă dată. Și să menționez faptul că, desigur, relația noastră, inclusiv diplomatică, nu se reduce la acești 30 de ani. Avem o istorie, o relație diplomatică de mai degrabă de 150 de ani și avem multe de învățat din această istorie a diplomației românești. În primul rând, vreau să spun și să menționez acele evenimente remarcabile dinainte, din timpul și imediat după primul război mondial. Când Ionel Brătăianu, în calitate de prim-ministru al României, a reușit să ducă țara în acele vâltori, în acel iureș de evenimente și de dorință de război cu care era pasionată toată Europa, să poarte soarta României, ajungând la o victorie clară. Cu toate victoriile militare armate române în acel război, dar și cu toate înfrângerile uneori remarcabile ale armatei române în acel război. Este de menționat faptul cum a reușit Ionel Brătianu să reconstituie armata română în câteva zile, în 3 zile, pare mi se, da? Atunci când adevăratul prieten și aliat, generalul Berthelot, i-a spus acum e momentul, acum trebuie să faceți.
reintrarea României în primul război mondial, care a dus la prezența României, delegației române la Paris, la masa negocierilor de pace. Dar și atunci totul abia a început. Pentru că marele puteri au împărțit lumea în cei care au drepturi și cei care primesc ce va rămâne. Și aici, desigur, este remarcabilă vizita reginei Maria la Paris, când prin propria prezență a știut să transmită mesajul că România este un regat, are o casă regală, are un popor și are drepturi pe pământul pe care locuiește. Desigur, din păcate, după asta au urmat și pagini mai puțin strălucite ale diplomației românești pe durata anilor, a urmat al doilea război mondial, cu consecințele care au avut loc. Nu trebuie să uităm acele lecții, pentru că atunci, de fapt, Regina Maria probabil că a început acea diplomație personală, acel PR, care astăzi, iată, toți îl practicăm și îl promovăm, acea comunicare care, de fapt, a deblocat și a rezolvat problema pe care delegația oficială românească nu o putea depăși. Trebuie să cunoaștem istoria și, în acest sens, vreau să aduc sincere mulțumiri Bibliotecii Naționale pentru această expoziție superbă, pentru că nu doar costumul de diplomației românești, ci esența evenimentelor, eroii care au pus bazele României de astăzi, de fapt. Deci această istorie trebuie să o cunoaștem, să ne inspirăm din ea. Doar cunoscând evenimentele în profunzime, vom putea fi siguri de noi, vom putea discuta cu marele puteri, cu demnitate și cu încredere în ziua de mâine. Mulțumesc și felicitări! Domnule ministru, vă mulțumim mult pentru acest popas istoric de care am beneficiat, de aceste momente frumoase pe care le-ați adus în vizorul nostru pentru cei care trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să ne cunoaștem trecutul, astfel împreună să construim un viitor frumos. Oferim cuvântul excelenței sale, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova. Vă salut cu drag și respect pe toți, doamnă director general, excelența voastră, domnule ministru, domnule secretar de stat, domnilor și domnilor director general, domnule director al Institutului Cultural Mihai Eminescu, dragi prieteni, mă bucur enorm că sunteți astăzi alături de noi la un eveniment frumos, un eveniment de suflet, un eveniment care prefațează sărbătorirea Zilei Naționale a României din 1 decembrie. Din păcate, anul acesta, datorită pandemiei, ne vedem nevoiți să marcăm evenimentul respectiv prin manifestări online, însă prezența dumneavoastră aici ne oferă un excelent prilej, dacă vreți să ne gândim un pic la trecut, să ne gândim un pic și la noi. 30 de ani de relații diplomatice dintre România și Republica Moldova, moment aniversar pe care l-am sărbătorit la 27 august, reprezintă, dacă vreți, puțin la scara istoriei. 30 de ani la scara istoriei nu este o cifră mare. Însă, la nivel personal, înseamnă enorm. Este vârsta unei generații. Este o generație care a crescut, care s-a dezvoltat, care a sperat, care a scris, care a gândit, care a simțit, sperăm noi, românește și european. În acești 30 de ani, desigur că s-au întâmplat foarte multe și desigur că se pot întâmpla foarte multe lucruri bune și de acum încolo. Nu cred, pentru că am fost rugat să vorbesc scurt, deci dați-mi voie să sintetizez ceea ce aveam de spus. Însă relațiile dintre România și Republica Moldova au transcendat
vremurilor istorice, pentru că se bazează, în primul rând, pe un filon identitar comun dat de comuniunea de limbă, de istorie, de cultură și de tradiții, se bazează pe un parteneriat strategic pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, este substanțiat mai ales în ultimii ani de numeroasele proiecte de natură socială susținute financiar de contribuabilul român pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Între România și Republica Moldova există relații de parteneriat economic solid. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Și prezența dumneavoastră aici, ca de altfel și prezența în acest cadru de excepție, pus în valoare de o manieră fericită și vă felicit, doamna director general, pentru combinația aceasta de expoziții care aduce împreună istorie, cultură, tradiții, istorie diplomatică, dar și proiecte comune pe care le dezvoltăm împreună cu Republica Moldova pentru a le înscrie în patrimoniul imaterial al UNESCO, toate acestea reprezintă, dacă vreți, o fărâmă de adevăr istoric. Nu în ultimul rând, aș dori să vă spun că urmare a votului democratic și liber exprimat de către dumneavoastră, cetățenii Republicii Moldova, atât la alegerile prezidențiale de anul trecut din noiembrie, dar și la alegerile anticipate din iulie anul acesta, în momentul de față, speranțele noastre sunt încărcate de optimism și încredere într-un viitor mai bun pentru noi toți. Au fost pe această bază reluate, după cum foarte bine știți, contactele la cel mai înalt nivel între președinții României și Republicii Moldova, excelențele lor, Klaus Werner Iohannis și Maia Sandu. Cei doi președinți, doar în ultimul an, s-au întâlnit de 4 ori. Ultima vizită oficială a fost pe 23 noiembrie la București, când excelența sa, Maia Sandu, a avut o foarte bună și fructuoasă vizită. Cu acel prilej au fost semnate documente care vor ghida de acum încolo cooperarea noastră pe multiple planuri. A fost semnată o foaie de parcurs, a fost semnat un acord privind recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare și s-a stabilit să mergem la pasul următor de întărire a cooperării pe platforma guvernamentală. Cel mai probabil astăzi va fi votat un nou guvern la București, așadar în perioada următoare împreună cu colegii mei din ambasadă și cu autoritățile române și cu colegii din Ministerul de Externe de aici, vom pregăti o ședință comună de guvern. Iertați-mă dacă am încercat să fiu succint, dar relațiile noastre sunt atât de profunde încât nu pot fi sintetizate în puține cuvinte. Vă mulțumesc mult de tot pentru că sunteți alături de noi. Dați-mi voie să, la final, să vă adresez tuturor, și nu vreau să fur startul, dar astăzi să vă adresez tuturor felicitări cu ocazia Zilei Naționale României, să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și să vă spun că vom conta în continuare pe susținerea, pe priceperea, pe înțelepciunea dumneavoastră pentru a face această relație atât de specială dintre România și Republica Moldova și mai puternică, și mai vizibilă, și mai profundă. Mulțumesc! Ședința voastră, domnule ambasador, mulțumim mult pentru felicitări, dar și pentru faptul că ne încurajați ca în continuare să colaborăm și să dezvoltăm relații, în special culturale, deosebite cu partenerii noștri din România. Biblioteca Națională a Republicii Moldova, vin să recunosc, avem o relație specială cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și astăzi la eveniment avem o prezență, o echipă întreagă. Oferim cuvântul domnului Vyacheslav Dobândă, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, cuvânt de salut, de felicitare și cu o opțiune specifică Ministerului din care face parte. Stimate domnule ministru, domnule ambasador, stimați invitați, este un mare privilegiu să ne aflăm toți împreună astăzi într-un acest templu a memoriei academice, științifice, culturale, istorice. Și vă mulțumim foarte mult că de o manieră foarte elegantă ați acceptat propunerea noastră de parteneriat să organizăm acest eveniment extrem de important pentru relațiile bilaterale moldo-române, anume în Casa Cărții. În casa
unde toată lumea, de la mic la mare, vine să ia cunoștințe. Și astăzi suntem toți aici, pentru a marca un eveniment care reproduce o activitate diplomatică nu doar de 30 de ani, dar a fost o reflecție imediată a statului român de a recunoaște independența Republicii Moldova și stabilirea relațiilor diplomatice. A fost un parcurs sinusoidal, cu diferite evenimente politice care se întâmplă între toate țările, dar cea mai de suflet relație, cea mai apropiată, cea mai deosebită a fost aceea pe care o aniversăm astăzi cu statul român. Cunosc din interiorul Ministerului de Externe lucruri care adeseori sunt după culise, dar care au necesitat un efort enorm, comun, pentru a ajunge aici, pentru a avea un parteneriat strategic de integrare europeană de comun cu România, să avem un acord de asociere cu Uniunea Europeană, să beneficiem de un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, să beneficiem de tot suportul în toate domeniile de activitate în Republica Moldova, să avem o foaie de parcurs semnat acum două zile la București, care stabilește un nou parcurs pentru relațiile noastre bilaterale, absolut în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea Republicii Moldova, bazată pe un acord de asistență pentru dezvoltare academică, științifică, în infrastructură și în toate celelalte domenii vitale pentru a avansa în parcursul nostru de integrare europeană. Încă o dată, aș vrea să exprim statul român toată gratitudinea și suportul necondiționat de care am beneficiat de-a lungul timpului. Și sper că acești 3 ani de zile, care de fapt reprezintă un fundament solid pentru un parcurs ulterior extrem de important și cu mult mai multe realizări în revenirea Moldovei în familia europeană cu și prin intermediul României. Încă o dată, vă exprimăm toată gratitudinea pentru suport, așa să ne ajute Dumnezeu să binecuvânteze Bunul Dumnezeu România și Republica Moldova. Mulțumim tare mult! Excelență, vă mulțumim mult pentru acest cuvânt de salut, dar și o locuțiune deosebită din partea Ministerului de Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. Și în continuare, Tudor Ungureanu, alături de colegii săi, vine cu un aranjament muzical și am venit să te salut, fratele meu, este Prut. Un cât de cale a făcut de istorie, Andreea Plăunescu și Grigore Veru, doi basarabeni care au fost cei mai mari poeți ai secolului 20 din Tarsa. Un imn al uniuniștilor. Și am venit să te salut, fratele meu, drept este frut. Și am venit să te salut, fratele meu, drept este frut. Și am venit să te salut, fratele meu, drept este frut. Și am venit să te salut, fratele meu, drept este frut. Vă dedicăm tuturor bărbaților neamului care au luptat pentru reîntregirea neamului românesc. Bună ziua, frate, frățioare! Eu sunt cel ce fac în seamă bun. Să te îndemn și te mai doare. Am venit de dincolo de frun. Ce mai faci și care-i calea, frate? Cine-a mai murit dintre cei dragi? Să fim despărțiți, nu se mai poate. Hai să punem granița de sat. Să fim
găsit, nu se mai poate. Hai să punem planița de stat, hai proaspe! Și am venit să te salut, fratele meu, de peste tot. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste tot. Și am venit să te salut, director al Institutului Cultural Român din Chișinău, cunoaște foarte bine acești 30 de ani de relații diplomatice, cel care a adus zeci și sute de scriitori de România aici, în Republica Moldova. Majoritatea evenimentelor s-au desfășurat la Biblioteca Națională. Deci, excelență, vă oferim cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimată domnule director, domnule ministru, excelență, domnule ambasador, domnule secretar de stat, domnule director, doamnelor și domnilor, sigur că încep prin a aduce felicitări tuturor organizatorilor acestor două evenimente. Expoziția de fotografii, expoziția de carte, dar mai ales expoziția de costum diplomatic românesc, evenimente care marchează acești 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. Sigur, nu este astăzi cazul și locul și timp nu există pentru a mă însingura printre amintiri, dar având o memorie neîntreruptă a participării în evenimente, nu pot să nu remarc că în acești 30 de ani, dar începând de fapt din 1990, încă nu dispăruse Imperiul Sovietic, România a fost prezentă cu ajutoare substanțiale pentru Republica Moldova, începând de la programul de asistență cu burse pentru elevi, studenți, masteranți, doctoranți, în fiecare an de la 1200-1500 de burse, începând cu august-septembrie 1990 și până în prezent, să nu-mi amintesc de acel ajutor substanțial fără de care era greu să supraviețuiască populația Republicii Moldova în 1992, după ce fusese declanșat războiul de agresiune împotriva Republicii Moldova, război definit ca atare de Parlamentul Republicii Moldova printr-o hotărâre din martie 1992 și de ajutorul mai ales pentru agricultura noastră devastată în verile anilor 92-93, un ajutor substanțial venit din partea României pentru ca agricultura să poată supraviețui într-un context de fărâmițări și de frământări. Să nu îmi amintesc cu mult drag de ceea ce s-a făcut în toți acești ani, mai ales în sfera aceasta de asistență, pentru ca noi să ne racordăm legislația, la legislația Uniunii Europene, diplomația românească a fost cea care în toamna anului 1991,
exact acum 30 de ani, a făcut eforturi substanțiale pentru ca Republica Moldova să fie recunoscută și de Statele Unite, și de Marea Britanie, și de Franța, și de alte țări importante în relațiile internaționale și de organismele internaționale. Eu pot să amintesc, încă sunt martorul eforturilor care s-au făcut în Statele Unite și în Franța în acea perioadă, de ambasadele României, de alte instituții, de Ministerul de Externe. Pot să amintesc câte eforturi a făcut România pentru ca noi să accedem în 1992 în Uniunea Interparlamentară, în 1995 în Consiliul Europei, în alte organizații internaționale, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, pe 1992 după recunoașterea noastră ca stat membru al Organizației Națiunilor Unite, pentru instruirea tinerilor diplomați din Republica Moldova, și toată această asistență a fost una de interesată, făcută de oameni de un alt nivel profesional și de o dragoste deosebită pentru Republica Moldova, pentru românii de la Răsărit de Prut. Ce aș vrea să mai remarc astăzi, venind în zilele noastre, este că vedeți și domniile voastre, fără acest sprijin substanțial din partea României, ar fi trecut pandemia mult mai greu în spațiul Republicii Moldova, cu consecințe poate mai grele, fără asistența culturală deosebită pe care o acordă statul român, de la proiectele mari din cultură, cum e refacerea Muzeului Național de Artă, a sălii cu orgă, a teatrului de la Cahul, dar și ceea ce face Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, pe care am onoarea să-l conduc în fiecare an, în sutele de evenimente și proiecte culturale pe care le sprijină. Trebuie să felicităm pentru acest efort statul român și diplomația românească, dar și diplomația Republicii Moldova, pentru că a știut totdeauna, cu rare excepții, să se racordeze la aceste deziderate fundamentale de integrare europeană, deziderate fundamentale de democratizare a societății, de revenire la normalitatea unei conștiințe civice și naționale în spațiul Republicii Moldova. Încă o dată felicitări, este un eveniment deosebit și, doamnelor și domnilor, mergeți să vedeți ce înseamnă și costumul diplomatic românesc, care are nu doar o valoare simbolică, sunt atâtea istorii în spatele fiecărui costum. Să nu uităm că miniștrii de externe ai României au fost Vasile Alexandrii și Mihail Cocălnicianu, Duiliu Zamfirescu, aniversar la anul, sau Grigore Gafencu, mare diplomat, sau Tache Ionescu, sau Nicolae Titulescu, dublu aniversar în 2022, despre care vom avea prilejul să mai vorbim, sau marele poet și filozofă, Lucian Blaga, a fost diplomat român timp de mulți ani de zile, să vedeți câte istorii sunt în această expoziție, să le cunoașteți și să vă dați seama de ceea ce înseamnă a fi diplomat, a fi în slujba țării, a spiritualității, a culturii și a intereselor fundamentale ale neamului românesc. La mulți ani României, la mulți ani tuturor românilor cu prilejul zilei noastre naționale. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. Vin aici să menționez o parte din această frumoasă expoziție, cea care vine de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Alături de noi îl avem pe domnul director Petru Vicol și îi ofer cuvântul, dar până treceți, vă rog, vreau să-i mulțumesc în deosebit pentru ea care este expusă astăzi în Biblioteca Națională, este copia ei, Elenei Alistar, care a participat la Actul Unirii de la Alba Iulia din 1918. Este o lucrare frumos și cu iscusință vreodată de către iscusitele noastre doamne meșterițe din cadrul șezătorii Basarabiei. Este chiar ceva deosebit, domnule director, vă oferim cuvântul să ne povestiți mai mult despre această expoziție. Distinsă doamnă director general, stimate domnule ministru, excelență, domnule ambasador, stimate domnule secretar de stat, domnule academician Matei, stimate doamnă, în primul rând vreau să vă felicit pentru acest eveniment extraordinar de frumos și pentru oportunitatea de a fi prezenți cu o expoziție de fotografii, dar și de alte obiecte, piese importante din patrimoniul nostru. Vreau să vă spun că am onoarea și responsabilitatea să reprezint aici Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
cea mai veche instituție muzeală din Republica Moldova, dar și cu un spirit și suflu românesc. Acest lucru o demonstrează proiectele culturale, proiectele științifice și expoziționale pe care le-am realizat împreună cu colegii mei în ultimii 4-5 ani. Vreau să vă spun că în această scurtă perioadă de timp am reușit să implementăm 8 expoziții în România. Și menționez aici anul 2018, când toată suflarea românească a sărbătorit centenarul Unirii, muzeul a reușit să organizeze 5 expoziții în România și chiar vreau să le menționez aici. Expoziția Perenitatea Artei Populare Românești în Basarabia și Crișana, o expoziție comună cu Muzeul Țării Criștilor din Oradea. Prin această expoziție am cuprins tot spațiul românesc. A fost o expoziție inedită aici la Chișinău și în Oradea. Pe 27 martie anul 2018, chiar în ziua împlinirii 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, am fost prezenți în Complexul Muzeal Național Iași cu o expoziție de scoarțe basarabene. După cum spuneau unii colegi din Iași, acel eveniment a fost cel mai important eveniment din acea zi din capitala Moldovei. Desigur, avem și o colaborare foarte eficientă cu colegii, cu experții din România și acest lucru demonstrează cele 4 dosare UNESCO a scris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial. Instituția pe care o reprezint a fost implicată, nemijlocită în aceste proiecte. A fost foarte dificil, foarte greu, dar și în același timp foarte plăcut să unim într-un singur dosar aceste elemente românești. Ultimul dosar, pe cum știți, poate cel mai important, mai relevant, este cămașa faltiță, care a fost depus în martie curent la UNESCO și sperăm foarte mult că acest element al identității culturale românești să fie recunoscut la nivel mondial. Desigur, avem și parteneriate cu muzeile din România. De exemplu, ultimul acord de parteneriat l-am semnat recent cu directorul Muzeului Țăranului Român de la București și ne propunem iarăși o colaborare foarte eficientă. Deci, muzeul pe care am onoarea să-l reprezint este un muzeu românesc. Un muzeu în care se gândește românește, un muzeu care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural românesc. Încă o dată vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi prezența aici. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Stimate domnul director, zic că acesta este doar un început de colaborare cu Biblioteca Națională și cred că împreună putem bucura publicul cu multe evenimente și acțiuni frumoase care pun în valoare atât patrimoniul național scris, cât și alte categorii ale patrimoniului nostru național. Dragi prieteni, excelențele voastre, dragi colegi, evenimentul se apropie, partea aceasta de prezentări se apropie de sfârșit și oferim scena acestor bravi bărbați din cadrul ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă cu o melodie de încheiere și după aceasta vă invităm la o prezentare a expoziției. Cu căciulele pe frunte, semn de veacuri ca un munte din corpura cui carpa. Asta e căciura ca și o frunze putea pe tot, ce din aș lăsa? Cu căciulele pe frunte, semn de veacuri ca un munte din corpura cui carpa. Asta e căciura ca și o frunze putea pe tot, ce din aș lăsa? Căciula pe-o ureche și acasă și la munte și la oare. Pe tatita străteche, poștenite și pe stradă și pe la rând. Acum căciulele pe frunte semne mea, ca unde e corpura cu cui am pat. Asta e căciula mea și eu vorbim să urta pe tot. Ești din la mea jăsă. Oh, my God.
precedent ați lăsat. Grupul Ștefa Vodă, 35 de ani avem și noi, suntem tineri încă. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, câte doi, câte doi, neamul să trăiască și va veni și timpul să fim cu neamul împreună. Un cântec care ne-a însoțit pe baricade, din 85, de la muzeul de piscina Casei Scriitorului. De acolo am pornit grupul Ștefa Vodă. Așa că astăzi la Biblioteca Națională cu tot neamul împreună, cu încălțările lână și pucăciul pe cap, noi nu știam ce-i frigul la vreme de iernat. Vedeți cât de frumos ne-au lăsat versul strămoșii noștri. Hai, frațele! Câte noi, câte noi, hai la cora noastră, hai, băie, s-o faci eu, de neamă să trăiască. Și cu cărciul pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Cu încălțări de rână și cu cărciul pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Păi, fiinte noi, fiinte noi, hai la cora noastră, hai băie, s-o faci și roate, neamul să trăiască. Dar fiinte noi, fiinte noi, la cora românească, hai băie, s-o faci și roate, neamul să trăiască. Să uite pe un pot, cum i-au furat și oaia, cum i-au pornat cu loc. De-aduc aminte, naiba, să uite pe un pot, cum i-au mâncat și oaia, cum i-au pornat cu loc. Hei, câte noi, câte noi, hai la cora noastră, hai băieți, s-o faci și roate, neamul să trăiască. Dar câte noi, câte noi, la cora românească, hai băieți, s-o faci și roate, neamul să trăiască. De sat pe vorbere, ca așa sunt pobodenii, lăsați de Dumnezeu. De când îi lumea lume, de sat pe vorbere, ca așa sunt toți românii, lăsați de Dumnezeu. Fiinte noi, fiinte noi, hai la cora noastră, hai băieți, s-o faci și roate, neamul să trăiască. Dar fiinte noi, fiinte noi, la cora românească, hai băieți, s-o faci și roate, neamul să trăiască. Dar fiinte să găsim și noi un proiect să ne susține Muzeul Vatra Cobzarului, unde am adunat o colecție de instrumente muzicale. Deci vă așteptăm cu drag la Strășeni, la Căpriana, să ne întâlnim și să trăiască neamul. Avem atâtea de făcut, fraților. Ne bucurăm și noi că președinții găsesc limbă comună, în sfârșit, și să-i susținem cu toată lumea. Suntem daci din Carpați, jos hotarul dintre frați, am spus-o noi, și lăsăm acest poster aici la Biblioteca Națională, Doamne, Pietelești, să ne trăiască. Aici, în 2018, am dus tricolorul sus la Babele, la muntele, la Sinaia. Suntem daci din Carpați, jos hotarul dintre frați. Am spus-o noi, grupul Ștefa Vodă. Vă mulțumim frumos, iertați, poate v-am luat prea mult din timp. Și un CD, clar, un CD, lăsăm aici. Mulțumim mult pentru aceste cadouri. Excelențele voastre, domnilor și domnilor, suntem la finele evenimentului. Vin să mulțumesc colegilor de la Biblioteca Națională pentru conceptualizarea, organizarea și buna desfășurare acestui eveniment. La fel, mulțumesc mult partenerilor care s-au implicat atât spiritual cât și material în organizarea acestui eveniment. Dumneavoastră, tuturor, vă doresc multă, multă sănătate, succes.
succese, realizări. La mulți ani România, la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani românilor de pretutindeni. Vă mulțumesc!